La Spitalul Județean de Urgență Dr. Pompei Samarian din Călăraș a fost organizată o conferință de presă la care au participat managerul unității spitalicești Bogdan Mihai, directorul medical Georgiana Enache și directorul de îngrijiri medicale Florentina Stamate. Directorul Bogdan Mihai a prezentat prioritățile Spitalului Județean de Urgență Călăraș, strategiile de atragere a medicilor competenți pe specialități diferite, construirea unei relații normale de comunicare între pacienți și cadrele medicale și situațiile neconforme întâlnite în spital în urma verificărilor efectuate. Bine ați venit la prima întâlnire pe care o avem în calitatea de manager pe care o am, împreună cu echipa managerală a Spitalului Județean de Urgență, doamna dr. Enache Georgiana, este director medical, doamna Stamate Florentina, directoare de îngrijiri. Aceasta este echipa care susține și dezvoltă tot ceea ce înseamnă sistemul de sănătate la nivelul municipiului Călăraș, bineînțeles reprezentant de Spitalul Județean de Urgență. Acum, viziunea noastră este una simplă. O să începem să transformăm ceea ce cunoaștem toți despre Spitalul de Urgență Călăraș și să-l facem în ceva în ceea ce noi ne-am dorit, cu toții, în postura de pacient. Managementul nostru va avea ca finalitate atunci când pacientul, când se va prezenta în unitatea noastră medicală, va beneficia de un serviciu de calitate decent și de respect în același timp. Pe de altă parte, acoperim dotările care ne lipsesc printr-o colaborare bună cu tot ceea ce înseamnă partenerii noștri de finanțare sau sursele de finanțare. Începând cu Casa, Consiliul Județean și prin zona ministerială. Acum, dumneavoastră, probabil vedeți ușor, ușor niște transformări pe care noi le-am reușit să le aducem în zona noastră de zi cu zi, în sensul să civilizăm ușor, ușor tot ceea ce înseamnă acces, proceduri și intern sunt multe lucruri care încă nu se văd, dar care vor apărea ulterior în calitatea actului medical. Prima zonă de acces este cea din ambulatoriu pe care ați văzut acolo. S-a înființat o zonă de așteptare, zicem, mai la un nivel decent. E prima etapă în ceea ce înseamnă accesul și programarea pacientului. Avem în vedere înființarea unui call center. Adică noi nu descoperim acum ceva, nu creăm ceva nou, doar încercăm să aplicăm bunele practici. Pe ceea ce înseamnă ambulatoriu, ce se întâmplă într-o clinică privată, va trebui să implementăm într-o zonă de stat. Pacientul va suna la un număr. În data de, vine, se prezintă. Medicul ia legătura cu el conform protocoalelor cu 2, 3, 5 minute, 10, cât e nevoie, află și se apucă și investighează, dacă trebuie să facă o investigație complexă. E o zonă în care o să fie un acces pe ce bunuri de ordine, cu display, fiecare cabinet, o zonă civilizată, adică exact ceea ce noi vedem în altă parte și ne întrebăm întotdeauna de ce nu putem face și aici, într-o zonă în care statul pompează foarte mulți bani, într-adevăr. Bani care nu întotdeauna, trebuie să spunem, nu se regăsesc în calitatea activităților derulate, în construcții, în ceea ce vreți, în dotări și în orice. Haideți, ușor, ușor, trebuie să schimbăm lucrurile astea, pentru că ar trebui în orice domeniu. Dar acum vorbim de sănătate, un domeniu în care oricine, când vine, nu vrea decât ajutor. Și respect. Când o să reușim să realizăm un echilibru între astea două, atunci e clar că ne-am îndeplinit misiunea. Sunt multe măsurile pe care le punem în aplicare. Acum, e clar că nu o să vă plictisesc să vă spun de fiecare în parte, ci la momentul acela cum implementăm una, o să o prezentăm, o să o mediatizăm. Sunt multe probleme interne pe care le descoperim și pe care le rezolvăm, începând cu prezența la program, începând cu comportament. Astea sunt în zona noastră. Am implementat niște proiecte de comunicare în ceea ce privește comunicarea aparținătorilor cu cadrele spitalului în perioada de criză. Am pus două posturi, am detașat oameni din spital, i-am instruit să ofer la relații, dar totul se face pas cu pas, pentru că asistăm la un sistem care n-a suferit schimbări majore în ultimii foarte mulți ani. Oamenii au preferat să vină, să constate, nu întotdeauna să repare. Viziunea pe care am implementat-o aici este una proactivă, adică fiecare să devină responsabil pe zona lui de competență și să încerce să rezolve din probleme. Punctual. Unde se împiedică, intervine managementul superior. Și pe toate etapele.
că și eu dacă găsesc ceva ce nu pot rezolva, mă duc în altă parte, iau pas cu pas până ajung, inclusiv până la minister și încercăm să rezolvăm ceva. Cred că așa ar trebui să acționeze toți cei care au o mică funcție de decizie la un moment dat. Acum, aș putea să vă vorbesc foarte mult despre proiecte, despre tot, dar prefer să le facem ușor, ușor, pe măsură ce se realizează. Ca și bilanț, probabil ați văzut prioritatea noastră numărul 1 a fost să aducem medici. Până acum, pot să vă spun că la sfârșitul lunii acestea vom avea 9 medici. În 5 luni de zile am reușit să aduc 9 medici. Dintre ei, 8 sau 7, 7 sau 8 sunt medici care au absolvit anul ăsta. Am preferat să deschid o zonă care până acum nu a fost abordată, genul medicii tineri întotdeauna au fost marginalizați și am sunat, am discutat cu fiecare în parte și am încercat să le ajut că aici se poate să facem altceva. Ei au crezut în proiectul ăsta, sunt medici care vin din București, din Constanța și vin să lucreze la noi. Pentru că au crezut și cred în ceea ce le-am explicat că ne dorim să facem. Pentru comunitate, ca să le faceți o idee simplă, la acest moment noi avem un număr de 105 medici, dintre care 9 rezidenți. 9 medici din acest procent, din această valoare, reprezintă 10%. Deci am reușit cumva în câteva luni de zile să creștem un indicator foarte important, numărul de medici, cu 10%. Mai avem discuții și pe alte zone. Cumva vrem să stabilizăm tot ceea ce înseamnă zona deficitară. Avem o discuție cu echipă de cardiologi, dar nu ne facem la momentul ăsta atât de multe planuri până când nu reușim să vedem în spital. La fel, o să mai suntem într-o discuție cu un medic ateist, pe care să-l aducem să devină medicul nostru. Sunt discuții de zi cu zi. Acesta. Este foarte greu să schimbăm optica și în ceea ce privește spitalul și în ceea ce privește localitatea. Pentru că oamenii vin, se uită și spun ok, e ok aici. Ce fac după? Și atunci ai puțin, le spui, le arăți, uite, cam asta ar fi, cam aici. Marele avantaj într-o formă sau alta este că suntem la o oră jumate de București de Constanța. Aici, cumva, dacă eram într-o zonă mult mai, nu cred că reușeam să aducem indiferent ce proiecte le-am fi pus în fața oamenilor. Acum, viziunea mea, cam asta e, mare. La un moment dat va trebui să facem spital, nu neapărat să fie pe profit, dar măcar să nu meargă pe pierdere. Asta este zona în care va trebui dusă cartea medicală, pentru că asistăm la o perioadă, sau să facem parte dintr-o perioadă în care costurile explodează, finanțările pe de altă parte se diminuează și noi trebuie să găsim echilibru astfel încât să asigurăm actul medical, condiții de calitate și la niște costuri câteodată minime, ca să putem supraviețui. Care e gradul de ocupare al posturilor? Gradul de ocupare, noi avem 1045 de posturi aprobate și avem 800... Și nu, vorbim de tot ceea ce înseamnă ca personalul medical. La momentul ăsta avem un deficit de 44 de posturi pe care le-am scos la concurs, deja am început procedurile să scoatem la concurs și încercăm să echilibrăm. Suntem în mijlocul unei, am demarat o modificare de structură, în sensul că au fost multe situații în care am constatat lipsa unor specialități, cum ar fi endocrinologie, am găsit doi medici care vor să vină încoace și nu este post creat. Nimeni nu s-a gândit la un moment dat că aveam avea nevoie și de un endocrinolog. Am luat modificarea aceasta de structură, presupune o autorizare din partea Ministerului Sănătății. E puțin de durată, în sensul 1, 2, 3 luni. Dar e și foarte complexă, pentru că ea nu poți să faci decât o dată la 2 ani. Și când o faci, trebuie să proiectezi bine, că nu poți să mai revii până în 2 ani. Și de-aia vrem să o facem, să o echilibrăm pentru ce avem nevoie acum și în momentul ăla să-i dăm drumul ca să corespundă exact necesităților pe care le avem. Pentru ce posturi sunt de concurs? Pentru toate posturile libere. Nu înțeleg că mai devreme spuneați că negociați cu medici. Nu, negocia la momentul ăsta pe starea de alertă, legea îmi permite mie, ca de manager, să angajez la doua zi personal. Dar angajarea lor este valabilă doar pe starea de alertă. După ce se termină starea de alertă, pe o perioadă de 30 sau 60 de zile,
sunt, dacă nu se organizează concurs, contractul încetează de drept. Eu îi aduc. Nu e absurd. Dacă eu sunt medic chirurg, trebuie să dau concurs. Concurs te poți, da. Așa e legislația. Nu recomand experiența și practica. Așa e legislația în România. Dacă era o clinică privată, vă puteam. Dar... Asta e ca și cum la fotbal trebuie să mai dau concurs. O provă, s-a mai întâmplat. Iar cele 44 de posturi din, mă rog, de care spuneați dumneavoastră că este deficit, vorbim numai de medici sau vorbim și de... Vorbim doar de medici. Doar de medici. Doar de medici. Pe ce specializări există deficit? Cea mai mare zonă în care toată lumea la momentul ăsta se uită foarte atent este zona de ATI. Este un deficit la momentul ăsta de 9 medici, pentru că am reușit să aducem din cei 11, iarăți avem 2 ocupați. Noi suntem chiar într-o zonă fericită că avem 2 din 11. Sunt spitale în țară care nu au nici măcar un. Zona de cardiologie e o zonă prioritară, zona de neurologie. Specialitățile acestea sunt în general vânate peste tot. Nu găsim specialiști. Ce să luăm un ateist? Un ateist depinde de momentul în care medie. Nu aș vrea să intru într-o zonă de asta decât nu știu dacă trebuie pe dorul. Sunt salarii adecvate muncii. Sau bucat salariile, înțelegem. Salariile sunt foarte bune la momentul ăsta, dar și munca este. Adică nivelul de expunere acolo și de uzură este unul destul de ridicat. De ce este criză de medici? Sau de ce este criză de medici? General, pentru că, haideți să vă spun o poveste în inimă. Criza de medici este, dacă stăm să căutăm cauza ei, o găsim poate într-o zonă sistemică, dar cel mai des o găsim într-o zonă atitudinală. Eu văd cum intră la mine pe ușă oamenii. Oamenii intră la mine pe ușă spășiți. Și îmi spune ceva treaba asta. De ce intră spășiți? Că așa au intrat în ultimii 10 ani. Nimeni nu s-a stat de vorbă de la om la om. Fiecare manager a fost un mic mogul, un mic, cum orice apreciere putem face. Nimeni nu s-a să trateze ca unul. Avem un problem, hai să ne rezolvăm. Așteaptă să le spunem noi să stea jos. Eu mă ridic în picioare, dacă nu vă așezați dumneavoastră, mă ridic și eu în picioare, că n-are rost. Și ea, poate asta e și cheia pentru care am reușit să aducem aici. Avem o altă abordare. Normală. Nu e o abordare pe care o învățăm dintr-un manual. Dar nu e vorba și de ce oferă orașul, că... Eu am un proiect amplu în ceea ce înseamnă comunitatea asta a spitalului. Nu știu însă dacă voi putea pune în aplicare. De exemplu, la un moment dat m-am gândit să creăm o grădiniță internă pentru tot ceea ce înseamnă că trebuie să fie. Aici avem 900 și ceva de persoane. Înseamnă câteva zeci de copii, probabil. Sau dacă 900. Lumea caută la momentul ăsta facilități. Suntem într-o competiție cu țări care au un deficit de medici, care oferă niște salarii și niște condiții peste ceea ce putem să ne imaginăm noi acum, și ceea ce înseamnă și civilizația. Mulți oameni pleacă dintotdeauna dacă nu au un mediu în care să se simtă ok. Noi nu le putem asigura toate nevoile materiale. Dar încercăm să schimbăm, să le oferim prima oară climatul. Oamenii se simtă că sunt apreciați și că se pot dezvolta. Și că au sprijin, orice problemă. Și când spun orice, chiar orice. Ușa mea este deschisă, toți știu, începând de la femeie de servici, de la pasnic, până la directorul medical. Oricine are problemă, vine și 99% din cauzuri este cu ea rezolvată. Și sunt și chestii pe care clar nu le putem rezolva, că nu țin de o decizie unică.